altor etnii. Vorbim acum peste 20 de președinți și vicepreședinți de raioane și circa 400 de primari și-au exprimat sprijinul pentru candidatul independent susținut de Partidul Socialiștilor Igor Dodon. Aceștia au participat la un briefing de presă în care au declarat că Igor Dodon este președintele care îi reprezintă și este cel care a făcut multe pentru țară. Este vorba despre președinții raioanelor Briceni, Dondușeni, Drochia, Râșcani, Fălești, Florești, Ocnița și alte raioane din nordul țării. Împreună cu cei 22 de președinți de raioane și vicepreședinți, suntem astăzi în fața dumneavoastră pentru a susține cei peste 400 de primari care au declarat susținerea președintelui Republicii, candidatului independent, Igor Dodon. Potrivit lui, producătorii agricoli din nord care exportă fructe pe piața rusească sunt foarte îngrijorați că dacă se schimbă președintele, nu vor mai fi prelungite privilegiile existente. Președintele raionului Ungheni a spus că el a venit însoțit de colegii lui din Călăraș, Neninoi, Rezina, Dubăsar și toți își exprimă sprijinul pentru candidatul la funcția de președinte. Președintele raionului Comrat a declarat că și el și bașcanul din Uta Găgăuzia, Irina Vlah, dar și primarii din Ceadăr Lunga și Vulcănești îl susțin pe Igor Dodon.